distanță, la o distanță de circa 60-70 de kilometri de București. Nu doresc să dau numele acestei bolți. Am fost și anul trecut, este foarte, foarte frumos, cum observați. Nu mai este niciun pescar. Cred că și datorită vremii, drumul este de pământ. Dacă a plouat, aici rămâi. Am venit pentru că pur și simplu vreau să văd dacă mai este apă, dacă mai este pește. Anul trecut aici am petrecut unele dintre cele mai frumoase partide de pescuit. După cum puteți observa, este o pantă amenajată. Cu atât mai puțin există pontoane, nu există căbănuțe, restaurant nici nu poate fi vorba. Este pur și simplu jocul naturii. Să vedem. Aș fi fericit dacă aș putea să vă arăt un pește. Este foarte frig, apa ca întotdeauna foarte rece. Să vedem dacă prind ceva, dacă vă pot arăta un pește, dar chiar dacă nu prind, este extraordinar de frumos. Mi-a tras acum circa 2-3 minute. Vă arăt ciortanul, o frumusețe, nu mai am apucat ca să vă arăt drilul. O trăsătură extraordinară, vedeți? Cum? O frumusețe de ciortan. O trăsătură clasică. O frumusețe. Jos pălării. Mă scuz din aia. Foarte frumos. Să vedem, poate mai eu. În orice caz, am început bine. A reușit să iau și a doua bucată din ora. Uitați-vă și dumneavoastră ce frumos. Are, cred că, peste, nu știu, nu, nici nu mai aprisumesc. Aceasta este a doua bucată. Stați să vă arăt ce mi-a venit. Foarte frumos. Foarte frumos. Sincer să fiu, pe vremea asta sunt mulțumit. Uitați-vă ce vânt a început. Dar de câte ori vine sfârșit de săptămână, bate, s-a lăsat și un frig foarte mare. Imediat. Dau la viermuș, la râmă. Viermuș și râmă. Am avut trei trăsături, am luat doi, ratat unul, dar foarte, foarte frumos. Foarte frumos. Nu știu cum să zic care, nici nu. Să-l punem lângă. Da, să-l punem lângă un cotor de la lansetă. Uitați-vă cât e. Foarte frumos. Totuși aș fi vrut să vă arăt un direct, dar din dorința de a nu scăpa și așa, mereu mă uit, până dacă dă câteva picături aici rămân. Am vrut ca să le asigur, așa cu telefonul în mână e mai greu. Nu este nicio problemă, în caz că mai vine încă unul.
O spart. Ne vedem. Vedem ce mai rău. Uitați-vă și dumneavoastră ce vânt s-a pornit. Vă că vântul s-a întețit din ce în ce mai tare bate. Am avut trei trăsături, am prins decât doi, o să vi-i arăt. Al treilea, momentul când am vrut să vă arăt drilul, nu, s-a zăbit, imediat a plecat. Diferența de temperatură este foarte mare față de ieri, cer întunecat. Sunt singur pe baltă. Nu pot să spun că nu sunt mulțumit, o să vă arăt la sfârșit și peștele prinse. În fine. Este frumos. În schimb, nu am prins niciun cărăs. Toate că am dat la râmă, la viermâș, nu mi-a dat nici un căras. Aștepta să plec câțiva cărășei, nu mi-a dat nici un căras. Vedem. Partida de astăzi s-a încheiat, o să vă arăt cei doi ciortani imediat pe care mi-am luat. Am spus, am avut trei trăsături. Uitați ce frumos sunt. O frumusețe de... O frumusețe de pești. Dar decât două bucăți, nu știu cât să zic că are. În orice caz sunt. Sunt frumoși foc. O trei trăsături. Unul l-a ratat exact când să... Când s-a pus mâna pe trefă, scăpat, o frumusețe, nu pot să spun că nu sunt mulțumit pentru prima dată când am ieșit pe baltă. Asta s-ar fi putut, s-ar fi măgător, gândesc că dacă băgam un filament de... S-ar fi făcut, farfac cu un filament era mult mai bine. A rămas pe fir textil. În orice caz, rămâne un lucru ciudat, nu mi-a dat un caras. În rest, și schimbarea asta radicală a vremii, spune și dumneavoastră ce vânt bate. În orice caz, foarte frumos. Vă doresc firantiz, ne vedem mâine.